Astăzi s-a lansat un nou teaser de la Fortnite și multe alte chestii care o să vi le prezint chiar acum pe clip. Înainte să începem acest clip, nu uitați, mergeți pe item și o băgați și voi codul DANIC6 pe shop. Apăsați pe butonul ăla de search, chiar dacă aveți pe PlayStation sau pe calculator, apăsați pe butonul ăla de search, pe PlayStation, pe pătrat, pe calculator cu click-ul. Și hai să trecem la clip, să nu facem, cum să vă zic, să nu facem intro foarte lungă, trebuie să vă prezint ceva foarte, foarte interesant. Prima dată! Fortnite-ul a postat pe Twitter un teaser despre următorul event care îl vom avea. Dacă mergeți la Twitter-ul celor de la Fortnite, au postat teaserul cu eventul. Fiți atenți! Da, să se repete încă o dată, să vedeți și mai bine. Deci, prima și prima dată, ce înțelegeți de aici? Deci este Raptor întins pe jos, da? Gaf în partea aia. In game purchase required, no, ok. Să dăm și noi ăsta mai încet să nu ne bube urechile. Este aici Fisticul. Nu mai știu cum neva se numea skin-ul ăsta, dar știam numele înainte. Uitați, deci se întâmplă ceva, uitați pe acolo în spate. Dacă nu mă înșel, cred că este Nitrodrom. Dacă nu mă înșel, cred. Acolo cred că este Nitrodrom. Ca așa îmi pare mie. Sau? Nu. Aici este locul. Sau unde e aici? Nu, că nu e Nitrodrom. Nu, este locul unde e timerul. Nu știu, e ceva pe acolo oricum. Că se miră și Fisticul. Și acest teaser de la trailerul de la event s-ar putea să fie acel cutscene, acel cinematic care se vorbește că va fi în timpul eventului și cred că acesta este cinematicul. Mai e lung de atâta oricum, aici este doar o parte din el, posibil să fie acel cinematic și în locul lui Raptor să fie skin-urile noastre sau ceva de genul, cred dacă nu mă înșel. Acum, acum lăsând chestia asta deoparte, vorbim după despre teaserul ăsta despre event și multe alte chestii despre event. Vreau să vă mai prezint încă o chestie care a apărut, care a apărut, într-un fel va apărea și pe shop-ul de la Fortnite. Fiți atenți, mai jos avem trailerul de la acel icon skin care v-am zis în acel clip de mai dinainte, aici sus în colț, dacă vreți să-l vedeți, acel, cum se numește? Acel clip, nu uitați să mergeți acolo la el, apăsați și voi acolo un like, că de ce nu? Și haideți să ne uităm și la acest trailer de la Icon Skin și să-l analizăm, poate găsim ceva interesant, poate ceva pentru viitorul Fortnite-ului, că na, în unele trailere sau chestii se tizuie și unele chestii care vor apărea pe Fortnite. Hai să vedem. Deci, să dau mai încet. Deci, prima oară începem cu acest turn, da? Este acest skin, adică nu este skin, este, cum n-ai zis omul ăsta? Shakyu. Shakyu, da, Shakyu, nu știu cum n-ai zis pronunță, dar Shakyu îi zic, nu știu acum. Îl vedem aici pe Shakyu, pana mea, este DJ. Zboară de pe scenă peste public. Publicul se dă la o parte și pică prin pământ. Dar interesant, e ca un fel de film de la mai comic, așa, dacă mă înțelegeți, că pică. Uitați! Lama din Fortnite dat în viața reală. Deci chestia asta, când am văzut trailerul, m-a mirat foarte mult. Cum ar fi să fie un, cum să vă zic, un ăsta de pluș, o lamă de asta de pluș, dar să arate așa. Mamă, dar și mare, știți? Ar fi șmecher. Mașina de spălat în care se spală hainele lui Shakyu. Uitați, aici în grătea asta putem vedea capul lui Cuddle Team Leader. Pe aici cred că asta e haina lui Dogo, dacă nu mă înșel. Cam așa pare, a fi haina lui Dogo, pe aici nu știu ce haine mai sunt. Și în ce haine este băgat el? Nu pot să-mi dau seama. Ok,
Este ceva mai cu verde, posibil să fie la acel raptor de la verde, posibil. Și uitați-l pe Shaq-ul. Momentan nu este skin-ul, când va da de maneta asta se va transforma în skin, ia fiți atenți. Și acum s-a transformat în skin-ul de pe Fortnite, care va apărea. Uitați-l și în Lego. Ia uitați skin-ul. Părerea mea, adică eu skin-ul ăsta nu o să-l cumpăr că... Na, nu-mi dau eu V-Bucks și pe skin-ul ăsta, nu mi se pare cine știe ce skin-ul ăsta. Dacă era o persoană care o mai cunoșteam așa, omul ăsta nu cam îl cunosc. Dar skin-ul oricum arată bine skin-ul. Și dacă mergem la Hi-Fire Monkey sau la altcineva, nu știu, nu știu dacă Hypex le are. Dacă mergem la Hi-Fire Monkey, putem vedea că s-a licuit dansurile și skin-ul și tot cum arată în lobby. Hai să vedem prima oară dansurile și apoi vom vedea și skin-ul. Hai să vedem. Deci. Deci acest emote nu este foarte interesant, adică doar dă din umeri, nu face altceva acest emote. Doar e un dată de DJ care face și dă din umeri. Nu e cine știe ce. Dar următorul emote e interesant, că de-aia sunt două. Unul slab și unul mai bun, cred că ăsta va fi 300 de V-Bucks, cred. Că ar fi de un 300-200 de V-Bucks. Ăsta ar merita un 800 de V-Bucks, ceva de genul, că e șmecherul emote-ul. Fiți atenți la emote-ul ăsta, că ăsta e șmecherul de tot. Dăm și volumul puțin mai tare și start! Deci, acest emote îmi dă vibe de eventul cu Marshmello, nu știu de ce, dar îmi dă așa vibe-ul ăsta de emote-ul cu Marshmello. Și s-ar putea să-l cumpăr, nu știu, vedem. Că pare foarte interesant acest emote, o să mă gândesc dacă să-l cumpăr sau nu. Nu știu că apare pe item shop acest emote, acest skin. Dați o secundă să mă uit și eu aici pe shop, că imposibil să fie apărut. Nu, n-a apărut. Ok. Da, și mai jos avem style-urile lui Shaq-ul, care nu știu dacă vă interesează, îl puteți colora cum vreți voi. E interesant skin-ul ăsta, e primul icon serious care îl puteți colora cum vreți voi. Așa că na, cred că și backbling-ul la fel, cred. Mamă, și mănușile! Yo, ce pickaxe are asta, tu secundă, că n-am văzut pickaxe-ul. Marș! Păi și când să, și cam cât ăsta pixul este separat de skin? 800 sau cât ar fi? Cred că 800 de V-Bucks sau 1200. Vai, ce pixe. Ok, îl avem aici Lego. Ăsta back bling, pixul ia. Sună ca driverul, are același sunet ca driverul. Dacă mergem, ia, în comentarii ce zic că de ceva de driver? Sau... Da, nu știu. Are oricum sunetul driverului. Ăsta e warp-ul. Care în locker am un warp asemănător. Sau? Bă, cineva. Se colorează după? Ah, what? Ia. Yeah. Stai, what? Că nu e la fel. Aha, se colorează după. Asta e când se colorează la kill-uri sau cum vine? A, nu, că e doar animat. A, nu este reactiv. Ok, 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 ok. Da. Și în rest cam atâta. Deci să-mi spuneți ce părere aveți despre acel skin, pentru că mie mi se pare foarte interesant și acel teaser de la event și acela foarte interesant oricum. Vă anunț din nou, voi fi live la acel event, așa că vreau să dați acolo, să rupeți acel buton de like la acel live stream. Deci vreau acel live stream să aibă multe like-uri, multe rău de tot.
Iată și pe ăsta. Roli. Eu am sunetul ăsta dezactivat, că na. Dacă le aude YouTube-ul melodiile dansurilor alea Icon Series, îmi iau copyright. Nu e foarte cu minte YouTube-ul. Are ceva cu noi YouTuberii, ne dă copyright. Mai ales dacă, să zicem, aici pe fone, că sunt foarte multe emote-uri Icon Series și mai ales în spawn lobby-ul ăla dansează aproape toată lumea cu emote-uri de la Icon Series. La multe de alea de copyright îmi dă jos clipul și nu e bine. Oricum la edit o să rezolv dacă ar fi, dar totuși îmi pleacă netul pe dreapta. Acum eu joc aici pe PC ca un fel de partajare, dacă mă înțelegeți. De la televizor la PC. Adică altcumva nu se poate. Ca să vă filmez gameplay-ul cum îl joc de pe PlayStation. Că e mai interesant de pe PlayStation că am graficile astea la maxim, știți? Și decât să mă joc cu ele pe low, să nu vedeți iarbă, să... Și mai ales eu, că nu știu, parcă îmi place să joc un joc cu grafici mari, mai ales Fortnite-ul, care îl știu că nu este un joc cu grafici înalte și mai ales că, na. De ce să nu profit de chestia asta? Și oricum o să... Adică am găsit o soluție, cum să fac să nu joc cu partajarea și să filmez direct în PC, dar problema e că e puțin mai complicat. Plus că mie să nu stric ceva și chestii, așa că, na. Trebuie să mă asigur mai mult de chestia care vreau să o fac ca să vedeți un gameplay mai bun și mai calitativ. Trebuie să mă asigur să nu fie țeapă la ce văzu eu. Și na. Da, o să mă moare playerul ăsta, dar nici nu mă interesează de meciul ăsta. Mai mult aici trebuia să prezint acel teaser trailer care nu avem ce să analizăm la el, că na, Fortnite nu ne cam arată cine știe ce din acel event. Ne arată doar puțin, să zicem, doar pe aia întinși pe jos, nu putem observa nimica. Da, boys. Și cam cu acest clip, nu uitați, dați like, share, subscribe, tot ce trebuie, codul Danic6PShop. Vă arăt acum cum se adaugă dacă nu știți. Mergeți aici, apăsați pe ăla de X sau apăsați acolo să scrieți și scrieți Danic6. Dacă vreți vă și arăt. X-ul mic sau mare, cum vreți voi, că merge și cu litere mici și cu litere mari, puteți scrie cum vreți voi. Numai să fie acele litere și acel 6 acolo și dați search. Și după apoi vă cumpărați voi ce vreți voi de aici de pe item shop, orice vreți voi, chiar și emote-ul ăsta care... Mișcările sunt interesante, mișcările, melodia nu cam îmi place la emote-ul ăsta. De aia nici nu-l cumpăr, că n-am, eu vreau un emote să aibă și melodie bună și dans bun. Eu aia vreau la un emote. Adică uitați, bad guy, s-ar merita emote-ul ăsta, care și melodia bună și dansul. Aici da. Deci emote-ul ăsta s-ar merita, chiar și Cairo. Și Cairo are un dans interesant plus muzica e perfectă. Acum n-am văzut și eu ce s-ar merita. Plus dacă sunteți aici până la partea asta de clip, dacă nu ați ieșit, vreau să vă anunț că când va veni chapter 2 o să fac un giveaway cu 3 PS-uri. Oricum o să anunț într-un alt clip mai special de giveaway-ul ăsta, așa că n-ai, eu degeaba îl zic acum, dar ca să știți pentru viitor. Că na, într-o lună o să fac acel giveaway interesant. Mai e o lună până vine chapter 2 și veți putea primi 3 PS-uri pe gratis. Dacă aveți Fortnite Crew, o să-l primiți de la Fortnite Crew și n-am ce să vă mai dau, din păcate. Dacă vreți, vă înscrieți pentru conturile voastre secundare, dacă vreți. Acum, na, vă dau o idee, nu e că... Na. Dar să nu aflu că sunteți de pe mai multe conturi. Oricum o să vă explic și cum merge cu înscrisul și totul. Că acum eu mă gândesc cum să fac, ori pe Discord la mine pe server, ori pe chat-ul de pe live. Să fac cu Nightbot-ul, să fac extrageri cu Nightbot-ul. Mă mai gândesc și dacă vreți, veniți și voi cu niște sugestii în comentarii cum credeți voi că ar trebui să fac acel giveaway. Eu încă mă gândesc și poate găsesc și o soluție foarte mai ușoară și simplu de înscris. Poate doar vă puneți numele și gata. Sau pe chat-ul de pe live vă pun să puneți un cum se numește? Să scrieți un cuvânt acolo pe chat, să scrieți, nu știu, salam și îi zi la Nightbot. Ia persoanele care au scris salam. Și gata. Merge o persoană care a scris salam. Na.
Acum v-am dat un exemplu, ăsta nu trebuie să scrieți, ăsta să scrieți acolo pe chat, salam. Că o să mă gândesc și la un cuvânt bun. M-a interesat, cine va se întâmplă cu Note Ready-ul ăla de sus? What? Așa e normal să scrie acel Note Ready de sus? Vedeți că e puțin mai transparent? Ready, what? Stai o secundă. Ah, acum apare Note Ready, what the fuck, era mai ciudat acel Note Ready, ok. Da, hai! Ceau, leiesc că facem clipul ăsta foarte lung!